mersi mult pentru primirea asta și pentru introducerea foarte frumoasă. Nici eu nu aș fi descurcat să mă introduc așa bine. Eu nu știu ce să zic. Mergeam la introducerea asta foarte frumoasă. Ai deja întrebare? Îmi urmărești serialele? Gata, am primit cerința, nu ce să vorbesc. Trebuie să vorbesc pe cum am ajuns aici, asta trebuie să vorbesc. Sunt de acord. Dar cum am ajuns aici, aș vrea să pun un accent pe educație, că până despre asta e vorba aici. Și, într-adevăr, familia mea a pus foarte mult accentul pe educație, încă din generală. Și în liceu n-am prea ieșit eu prin cluburi, nu prea am pierdut vremea. Iar în facultate am plecat în America pentru că fratele meu, practic, plecase deja de câțiva ani și am fost să-l vizitez și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și am zis că vreau să fac și aceeași chestie. Am învățat tot liceu ca să iau bursă, pentru că facultatea în America e foarte, foarte scumpă. Am luat bursă ca să-mi permit. În timpul celor 4 ani mi-am dat seama că pregătirea din timpul liceului îmi dădea posibilitatea să pot să fac două facultăți în același timp, pentru că la noi în liceu te învață foarte multe chestii și pun foarte multă presiune pe tine. Acum știi, nu știu dacă e la fel, dar când eram eu așa era, toată lumea vrea să fie cel mai bun la fizică, cel mai bun la română, cel mai talentat sportiv, să știi 3 limbi, chestii care nu se practică în America. Dar la noi se practică și pentru că bine m-a pregătit practic să pot să fiu mult mai bun la facultate în state decât erau colegii mei americani. După care m-am sterat într-adevăr în Los Angeles, m-am hotărât să fac regie de film, pe care a urmat regie de videoclipuri, scenarii scrise, tot felul de încercări, tot felul de momente de genul ăsta, până când a venit România, să zic așa. Acum, România a fost pentru mine, am înglobat practic toate chestiile pe care le învățasem până atunci. Pentru că scriam singur scenariile, filmam cu telefonul cumpărat de mine, mi-am făcut o pagină pe Facebook, gratis și aia, deci era totul gratis și foarte accesibil pentru mine. Le regizam eu, jucam eu, că aveam pregătire, deci a fost ca o afacere pe care am pornit-o efectiv de la zero, singur. Acum, trecând peste multe detalii și tehnice și de research, că na, trebuie să stai să-i vezi pe toți de afară cum fac, ca să te inspiri, ce, bă, uite, ăștia își pun clipurile pe YouTube dintre 7 și 9, ăștia fac colaborări, adică sunt multe din astea care nu sunt neapărat importante. Mi s-a zis să vorbesc despre o carte și e o carte, se cheamă The One Thing, acea chestie, care te învață atunci când ai o afacere, să faci ceea ce fac eu, să te axezi să faci un lucru ca lumea și mișto și cu care să bubui. Că practic asta e o expresie din online, cum să dai un bun cu un video. Probabil știți mulți onlineri care au dat un video super tare și de acolo au devenit populari. Eu cred în chestia asta și vreau să o zic și vouă că ar trebui să o aplicați pe viitor și anume să te axezi, să muncești, să tragi până dai acel one thing. La mine au fost mai multe momente, să zic. Dar poate ați văzut video Vreau să fiu cocalar, care a fost foarte viral. Și de acolo, practic, la mine a bubuit. Pagina are la 200.000 de like-uri și a ajuns în câteva luni la 900.000, 800.000, ceva de genul ăsta. Adică ăla pentru mine a fost the one thing, ca să zic, pentru care eu m-am pregătit. Știi? Adică un an de zile m-am jucat, am cunoscut oameni, am învățat, după care am dat video-ul ăsta și de aici a plecat tot. De aici au venit sponsorizări, de aici au venit show-urile live, de aici au venit prietenii noi, când am putut să vă fac alte proiecte, știi? Și asta se aplică și în muzică. Sunt mulți care dau acea melodie, da? Dau și muncesc ani de zile și la un moment dat dau o melodie și de acolo pleacă tot. Și de-aia chestia asta pe mine m-a învățat foarte mult și mă gândesc că v-ar ajuta și pe voi. Cred că cel mai simplu, la mine sunt multe detalii, vă dați seama, în atâția care s-au întâmplat, ar fi cel mai simplu în timpul pe care îl avem să vă răspund, cum a zis și domnul aici din față, la chestiile care vă interesează pe voi cu adevărat și ar fi ideal să o țineți pe partea asta de lucruri care credeți voi că o să vă ajute cu adevărat în viață. Nu dacă sunt cu Cristina sau alte chestii care mă întreabă lumea pe stradă.
Deci, vă rog, cine ce curiozități are, vă răspund cu cea mai mare sinceritate. Avem și premii. Ce avem? Premii, cu cei care vă întrebați. Ah! Și eu nu primesc? Da, primul rând. Păi, aveți mâncare și mâncați mie? Iau de aici, biscuiți, cu cheese și o carte. Bine, le lăsăm aici, mersi. Eu nu mâncă chiar atât, dar nu învăță. Da, primiți premii pentru... Și cine decide? Eu. Da, da. Avem o fată acolo care vrea să întrebe și bună. Aș să te întreb dacă ți-ai fi văzut în viață făcând altceva, în afară de ceea ce faci acum. Poate, dacă nu s-a auzit, m-a întrebat dacă m-aș vedea făcând altceva. Sincer, nu. Am știut de la început. Cam prin clasa 9 am început să fac teatru, dar așa, la caterincă, cum s-ar spune. După care am devenit mai serios prin clasa 11-12 cu niște turnee, niște festivale prin Europa. Și știam tot timpul că asta o să fac. Undeva în zona asta. Adică nu știam, bă, vreau să fiu actor de teatru sau vreau să fiu actor de film. Știam că vreau să fiu undeva în zona asta. De-aia mereu mi-a plăcut să merg mai departe, să regizez, să văd cum e să regizez. Mi-a plăcut să văd cum e să scriu eu, mi-a plăcut să produc. Și întotdeauna știu că trebuie să stau undeva în zona asta, adică nu mă vedeam la un birou făcând contabilitate. Deși am respect pentru oamenii care fac asta și se pot concentra pe numere atâta timp. Răspunsul ar fi că da, știam întotdeauna. Ce slab era. Altă întrebare, te rog. Hai, te rog. Acolo, spune-ți. E cu microfonul, gata, gata. Te-a fost frică de eșec pe YouTube? Sau pe Facebook? Frică de eșec. Păi, sincer, nu. Am avut destul de multă încredere în mine pentru că... Vrei și răspunsul sau? Da, ok. Am zis că te lăsă cu altele. Nu, n-am avut. Sincer vă zic, n-am avut pentru că am calculat foarte bine totul înainte să mă apuc. Am văzut că era loc pe piață. Adică eu intram pe Facebook și vedeam numai share-ul de la video cu pisici, căței, bebeluși și mai erau doar Mikey H și Smeta online. Și am zis, frate, înseamnă că e loc. Asta se întâmplă acum 2 ani, știi? Am zis, bă, e loc. Pot să ofer un produs. Adică tu ești matematic, nu te uiți cât de bun ești. Deci, bă, e loc, da? Primul e loc, da? Al doilea, pot să ofer content? Pot, da, am experiență. Știu să-l fac? Da, am telefon, am Final Cut sau iMovie pe telefon, pot să le editez. Păi hai să încercăm. Pe lângă asta mai zic și încrederea de sine pe care mi-am căpătat-o, că n-aveam experiență. Regizasem, scrisesem și am zis, bă, cred că e ok. Adică nu e ca și cum deodată m-am trezit și am zis, ok, dar acum o să-mi pun fața pe ecran. E o chestie pe care mi-am asumat-o și e bine cu cât mai puțină frică. Știi că se simte, frica se simte fără să dai seama. Și deci nu mi-a fost frică. E după microfoane, vreau, nu știu. A, nu te-am probat. Eu vreau să întreb care am fost cele două facultăți pe care le-ai făcut. Da, am făcut, pentru că fusem teatru în liceu, am dus direct la departamentul de teatru când am ajuns în campus. Și era foarte mișto, era o clădire de-asta imensă, care avea vreo 3 sări mișto, aveau profesori ăștia care regizaseră, nu știu ce, și m-au agățat. Plus că am fost la niște audiții și am luat rol, ceea ce pentru mine a fost, zic că eram primul român din istoria campusului, o chestie de genul ăsta. Și e foarte greu să fii actor în America, neavând limbajul lor, prefer la accent aici. Adică dacă eu încerc și vorbesc în engleză sau ceva, o să par că a luat accentul lor, dar pentru ei altfel. Știi? Și la noi, dacă ai un român, vine unul și stă aici 5-10 ani, tot îi rămâne, știi? Și asta înseamnă că nu poți să joci rolurile de american, ceea ce te mega... te duce într-o porțiune foarte mică de roluri pe care poți să le iei. De-aia, eu am jucat primele roluri, au fost neamț, francez, italian, adică trebuia să fie ceva care să poți să dau un accent ca să se explice în povestea respectivă, știi? Deci aia a fost facultatea de teatru și relații publice. Pe care eu am recomandat-o mereu, pentru că mi se pare că orice faci în viață, e bine să știi și relațiile publice. Acolo înveți marketing, management, public speaking, știi? Adică dezvolți ce chestii pe care poți să le aplici oriunde în viața ta, știi? E bine să știi să te manageriezi puțin, să faci management. Și pe mine chiar m-a ajutat cu România. Care a fost prima reacție pe care ai avut-o când am auzit că ai dat la like-uri? Când am auzit că am like-uri, care a fost prima reacție? A fost
A fost o chestie, o creștere constantă. Nu știu de când urmăriți voi, dar eu am mai avut niște videouri înainte. Gen, am avut unul dieta cu vișine, care e o prostie. Am avut niște mici virale, care nu sunt ca acum, când fac milioane, dar erau cunoscute, adică făceau sute de mii, nu știu, de vizualizări. Și a fost o creștere constantă, să spun. Boom-urile astea au venit, cel mai mare a fost asta cu sketch-urile, când am început să fac. Când am făcut pe ăsta, a fost primul mare, pentru că n-am dus-o la următorul nivel, dar am cai în filmare. Adică dacă și un cal nu atrage atenția într-o comedie online, știi, l-am pe Alex Bogdan, care era actor la TV de mult timp, adică, na, atunci a fost bun. Dar, na, reacția mea a fost, e, ce bine că lumea râde. Pentru că e asta, mă, adică nu mă văd ca un vlogger. Știu că multe lume îmi spune că sunt vlogger, dar eu nu sunt vlogger, eu sunt entertainer. Eu creez personaje. Dar când ăia se filmează și spun ție la cameră că uite ce am făcut azi, ăla e vlogging. E el care vorbește, că e Cotrin, că e Tequila sau cine sunt, sau că e Laura. Ei vorbesc ei. Eu ăla nu știu, ăla e un personaj, știi? Deci, nu. M-a întrebat dacă au fost persoane care m-au descurajat. Păi nu pot să mint. La început trebuie să te obișnuiești puțin cu atitudinea oamenilor. Că, na, nu poți să-ți faci un milion de prieteni fără câțiva dușmani, cum a zis Mark Zuckerberg. Și trebuie să accepți chestia asta. Trebuie să accepți că oamenii te jignesc din propriile insecurități și trebuie să iei critica negativă ca atare dacă merite. Bă, dacă eu fac un video prost și cineva, nu știu, am 100 de comentarii care zic, băi, e slab video, eu încep să mă gândesc, ar trebui să fie slab. Însă nu e bine să pui presiunea asta pe tine, pentru că eu mai presupun orice, vreau să fiu eu fericit. Știi? Eu fac asta pentru mine. Să-mi placă mie. Eu mă bucur că filmez, că postez, nu o fac pentru alții. Pentru că dacă fac pentru alții, nu mă bucur la fel. Știi? Și cu atitudinea asta, gen, încerc să stau cât mai pozitiv și să țin energiile astea negative departe. Știi? Ignore the haters. Ce te-a motivat să filmezi? Ce m-a motivat să filmez? Păi, cred că și îmi place. Adică de când eram mic, mă puneam în fața familiei, povesteam, vedeam, făceam prietenii părinților mei să râdă. Adică mi-a plăcut chestia asta de entertainment și de showmanship, să-i spun, știi? E o chestie care mă mulțumește. Adică îmi place când știu că cineva râde. Știi? Adică îmi văd că râde lumea, pe mine mă bucură chestia asta. Și de-aia, nu, filmându-mi, știam că o să generez... Ok, chiar trebuie să... Chiar tot? Ok. Cine e la... Asta și mai departe, atât? A, da, 100%. Adică ăsta e doar începutul pentru mine și o să se ducă lucrurile mult mai departe dacă sunt sănătos. Părinții mei m-au susținut întotdeauna și mă susțin în continuare. Mama mea chiar apare în multe clipuri și... Cum? M-am spart în figuri? La ce e referința asta? Care? Spart în figuri? Ah, m-am spart, ok. Am început să le... Sunt prea multe, cred. Adevărul e că multe lumea nu știe, dar am vreo 600 de videouri făcute, deci... Mai pierd și eu, dar acum m-am spart în figuri, dar e fain. Părinții mei mă susțin și sunt foarte ok cu ceea ce fac. N-au, se bucură. Te referi la nume sau la proiect? La tot? Păi, m-am întrebat de unde a venit ideea și cum am zis și mai devreme, am văzut o necesitate în piață și mi-a venit ideea. Dintotdeauna am vrut să apar, am vrut să fac chestii și a fost tot genul de treabă, hai să o fac eu. Adică mai aveam varianta să merg la audiții, să merg să mă rog de oameni, dar am zis, bă, stai mă, uite, pot să fac eu chestia asta, singur. Și așa mi-a venit ideea. Și de acolo au venit natural pașii. Bă, am făcut câteva video. Merge, hai să cumpăr o cameră video să arate mai bine. Hai, uite, mă cheamă lumea să fac stand-up. Hai să fac stand-up, știi? Adică au venit natural toate momentele astea. Inspirația vine din viața de zi cu zi, clar. Adică niciodată nu cred că am stat să mă gândesc băi, ce ar trebui să postez azi, știi? A fost, efectiv, orice se întâmplă în viața ta are și un haios. Da? Poate mai puțin violul sau astea, dar vasul lui eu a avut grijă să strice și asta.
Însă mereu poți găsi un mâncare ăsta ceva. Știi? Ideea este cum îl prezinti mai departe. Chiar și aici, uitându-mă sau stând, s-ar putea să găsești un Mihaios. Deci, inspirația vine din viața de zi cu zi, pentru că o să deschizi ochii. Da? Nu. N-ați existat în America, credeți că ați fost la fel de dezinhibat și de natural și de va contamina cumva America? Contamina inimele, adică influențat? Influențat? Da, cred că m-a influențat, dar cred că pozitiv. Deci, așa. Da. 100%. Mai accesi bine de la lor, sunt optimiști tot timpul, deja... Da, acum discuția despre America e... ar fi mult mai lungă despre cum sunt ei de fapt. Dar la suprafață, într-adevăr, ei se prezintă ca gen un popor mult mai deschis la minte și trendul la tot ce vedeți aici, de acolo vine. Deci da, cred că produsul ăsta merge mai bine acolo, pe partea de numere sau de apreciere chiar. Și da, m-a ajutat banii pe care am petrecut acolo, mai ales în teatru. Dacă merge în teatru sau în industria filmului în America, toată lumea e foarte deschisă la mine acolo. Își găsesc locul toți, că sunt, au înclinări sexuale diferite, că sunt mai, arată mai ciudat, nu știu, ei acolo se simt mai acceptați. Da, de acord. Multă lume zice că simte chestia asta din America. Plus că eu am filmat de acolo de multe ori, am făcut și videouri despre educație, despre parcursul meu, dacă educațional nu l-a văzut nimeni, probabil pentru că n-avea chestii de genul, dar eu am încercat... Ideea la mine e așa, dacă un milion de oameni se uită la mine și eu pun un clip educațional, la aia zice că se uită 10.000, care e 0,1%, tot e bine pentru mine. Dacă 10.000 s-au uitat, știu că am influențat 10.000 de oameni. Salut! Salut toți! O singură întrebare am. Super. Tu crezi sau te-ai gândit să faci propriul tău film? Ce să fac? Propriul tău film. A, da, clar! Vrei să participi în filmul tău? Aici am și care chestia, au venit foarte multe propuneri, pentru că online-ul a crescut atât de mult, lumea vede influența, deja probabil urmărim canalele preferatelor voștri și vedeți că sunt multe reclame. Asta pentru că agențiile de publicitate bagă bani în chestia asta. Următorul pas este TV, film. Într-adevăr, pentru cine vrea să fac asta? Și eu aș vrea să fac asta. Numai că vreau să fie pe termenii mei. Am primit invitații, chestii diferite, dar au fost multe reality show-uri, au fost multe seriale care nu mai spre telenovele, să-i spun așa, și am zis, bă, dacă tot am stat atâta timp să-mi creez singur un brand, când o să fac ceva pe TV sau să fac un film, o să fie pe termenii mei. Sunt. Sper. Ai hobby în afară de ce de acum? Ei, dacă am un hobby? Nu prea mai ai timp de hobby-uri odată ce... Mă, și filmezi sau ce vrei să vedea? Ai primit un mesaj? Hobby-uri... Îmi place mult să călătoresc. Și, sincer, turneul de stand-up m-a ajutat, pentru că nu fost în România pe bune. Adică din Constanța. Și în afară de Constanța, București, ai Brașov. Nu prea am făcut altceva, plus că am fost plecat 9 ani. Și de-aia turneul ăsta m-a ajutat foarte mult să călătoresc prin România. Să văd Clujul, să văd Iașul, am ajuns până în Baia Mare, Satul Mare, adică am văzut și am cunoscut foarte mulți oameni, cu care am făcut prieteni foarte frumoase. Deci e un încă un câștig, să zic, copiul ăsta. De unde ți-a venit ideea cu primul copii de obiectiv, dar sunt o bocală? Vreau să fiu bocală, de unde mi-a venit? Păi, e, cum să zic, asta cu focalaul o găsești aproape la toți creatorii de conținut, pentru că o avem în față. Mergi pe stradă, vezi focalari, vezi mițipoance, vezi maneliști. De-aia, dacă te uiți la content, uite, Bendeac are câte personaje focalari are Bendeac. Da, fără număr, exact. Adică sunt, cum am spus și ei, deschide ochii să vezi un Iuhaios. Mergi pe numere, da? Bă, de câte ori faci mișto de focalar, o să se râdă, știi? Și după aia a venit scenariul foarte fluid, să zic. Ai avut depresie? Că am avut depresie. Rândul ăsta e cu întrebările de... dacă am avut depresie... Băi, nu! Adică nu cred că am avut vreodată depresie. Sper să nu am vreodată depresie. A, povestim că a avut o depresie? Eu cred că asta, încă o dată, e discuție mult mai deep, care spune că tot